De anul acesta, polițiștii locali din Slatina au două mașini electrice. Este vorba despre două autoturisme Dacia Sprint, care patrulează deja pe străzile municipiului. Am reușit să finalizăm procedura pentru înnoirea parcului auto și am început anul cu dotări noi pentru poliția locală Slatina. Parcul auto a fost înnoit cu două auto speciale Dacia Sprint full electrice, dotate cu rampă de avertizare și inscripționate cu poliția locală Slatina. Noile auto-utilitare din dotare se conduc foarte ușor, sunt extrem de silențioase, au autonomie destul de ridicată, în jur de 170 de km, au toate dotările, suntem foarte mulțumiți de noile dotări și sper să aprecieze și locuitorii din Slatina acest aspect, pentru că nu mai poluează, nu mai este consum de benzină și motorină. Pe ansamblu, noi suntem extrem de mulțumiți. Mașinile au fost achiziționate printr-un program derulat de Primăria Municipiului Slatina. Acestea sunt primele mașini electrice din dotarea poliției locale. În total, polițiștii locali au 16 autoturisme, printre care și o auto specială de intervenție. Acestea vor fi folosite de compartimentul ordine publică, cât și de compartimentul rutier. Autospecialele Dacia Spring au fost achiziționate prin programul Rabla și au înlocuit două Dacia Logan, fabricație 2006. Potrivit directorului Poliției Locale Slatina, numărul apelurilor în dispecerat a crescut anul acesta față de ceilalți ani. Echipajele sunt prezente în stradă 24 de ore din 24, iar numărul de telefon la care pot fi solicitate este același, 0249 954.